la culpă. Eu sunt pe culpă. Da, vreau să plec la culpă. Eu sunt pe culpă. Vreau să plec la culpă pentru că nu e așa, clubul m-a consacrat. Bine, vreau să merg la culpă. Haideți! Păi nu mergi cu asta ca să-l trebuie. Să înceapă emisiunea! Rotești. Tu nu vrei să mergi pisicul la culpă? Nu. De ce? Nu, îmi place. Păi ce faci? Păi ce faci? Dacă e, dar ne vede și pe noi lumea, vedem și noi lumea. Avem dublu win-win și tu ești. Conform colegei noastre, Danuța, singurele două activități pe care le poate avea un individ de întâi mai sau altă dată este fie să meargă la club, fie să nu meargă. Există și deci oamenii nu pot face alte lucruri conform Dănuței decât să meargă la club. După, asta după ce asta a înțeles Dănuța până la câți anișori are ea? Până la 32 de ani, Dănuța a înțeles că dacă nu mergi la club, n-ai ce să mai faci, practic. Dănuță, eu asta gândeam pe la 14 ani și m-a ținut vreo 3 luni. Dănuță... Sincer, te compătimesc. Eu sper că până la 50, 7, 60, așa, să-ți vină măcar mințișoara la căpșor. Dănuță! Sper! Eu până la vârsta de 40 normal că merg, doar nu o să-i las aici. Așa, păi zice, o face pe nebunul, merge și să vedeți cum rupe tu după dansul la club. E primul dansator dintre primii. Piticule? Bine ai venit în platoul nostru, piticule. Avem pentru tine, piticule, un set de minci cadou. Concurenta are breton și eu astăzi am breton. Concurenta are șliț și eu azi am șliț. Vreau puțin să tai limbile ascuțite care vorbesc urât. Oleu. Dragă, mie mi se pare că ea concurenta cu această ocazie a un pic peste nas cârcotașelor care spuneau că nu-și face singură ținutele. Votați-vă concurenta preferată trimițând SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Costul unui vot valid este de 1,25 euro cenți TVA inclus. Tariful este valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro cenți TVA inclus, valabil pentru Orange Prepay. Astăzi eu și Corina am gândit la fel, ne-am pus, domnul, ridică-te, te rog, amândouă o rochie cu o rochie, regina. Cum se numește? Cu un șliț, cu un așa ceva de zile mari. Vino, dragă, să ne batem aici în șlițuri. Așa, te văd sub efectul. Băi nene, băi nene, ea a venit îmbrăcată în Kourtney Love pe cuvântul meu de onoare. M-am gândit și eu un pic la asta, nu-i chiar Kourtney Love-ul ăla. Nu-i chiar Kourtney Love. Kourtney Love era un pic mai coardă alternativă. Nu, ea este Kourtney Love din filmul ăla, cum îl cheamă, cu patronul de la Hustler. Zi, filmul cu patronul de la Hustler. Kourtney Love în rolul din filmul respectiv. Se îmbrăca așa pe genul ăsta în filmul respectiv. Am uitat. Nu știu. Da, dar eu sunt înaintea ei. Asta e ideea. Că eu sunt Larry Flint. Larry Flint, așa. Da, tu ești Kourtney Love jucând rolul ei din filmul cu Larry Flint. Nu știu despre ce vorbiți. Eu observ ceva că... Ceva vorbim, ne. Are și Kourtney Breton. Oricum este o superbă în continuare. Divină. Este, da. Divină. Concurenta are Breton și eu astăzi am Breton. Concurenta are șliț și eu azi am șliț. Dar al concurenta al meu, are o baretă plecată. Eu da, nu am, eu este. Nu am o baretă plecată. Tu nu plecată. Ai. Așa este, da. Așa este. Eu am o joroșie, concurenta nu are. Da. Și, mă rog, nu-mi prea convine azi, Corina. Tu ai zvâc, concurenta nu are. Tu ai spectru, concurenta nu are. Tu ai senzualitate, concurenta nu are. Da. Să nu exagerăm, Modris. Eu sunt aici ca să învăț de la cei mai buni. Așa că... Norocul e de partea concurenta mea. Concurenta are prezență de spirit, da. Sau cum ar spune al cetățen, vrăjalănia. Și așa e. Și unde merge concurenta cu toate aceste calități? Da, eu sunt înaintea lui Kourtney Love. Sunt gagica lui Kurt Cobain din adolescență. Aha. Adolescență, în timp ce noi făceam dragoste și de toate. Și el compunea piese și avea o chitară superbă. În acel moment a decis să doneze acea chitară. Dar chitara acum a fost dusă la o
Am încurcat. Nu știu, licitație, da, la o licitație, ceva. Exact. Am glicemia scăzută. Vă zis la o licitație și eu mă duc acum să-mi iau banii pentru că eu consider că-i merit. Pe chitară? Pe chitară, da. Am înțeles, ți-a scăzut astăzi glicemia, Corina, dar după e bine că toate uneori. Am dus povestea până la capăt. Elena? Îmi place ținuta, ți s-a rupt, s-a întâmplat ceva acolo, nu știu, o baretă. Și ce dacă? Comentam ținuta și mi-ar fi plăcut să ai manicura și pedicura făcute. Să ai o culoare pe unghi. Da, eu țin foarte tare la acest lucru. Cariera mea, să-i spun așa, de model. Am învățat că atunci când vreau să fac mai multe lucruri deodată, ar fi bine să nu-mi vopsesc unghiile, că s-ar putea să nu se potrivească. Și atunci eu prefer să rămân pe o manicură și o pedicură cinstită și una naturală. Da, asta e părerea mea, îmi place ținuta. Mulțumesc, Elena! Scurt și la obiect, ce să zic, așa vor fi oare și jurații? Mm-hmm. Să vedem, oricum, al meu e mai strălucitor și mai ales. Clar, Ilinca. Te rog, da. Corina. Firesc că ținuta Ilinca este mult mai frumoasă, mult mai elaborată, mult mai elegantă, cu mult mai mult stil, pentru că tu nu ai făcut nimic altceva decât să pui o rochie neagră, simplă, unic, cu un număr gol, cu o sanda care s-a rupt, cu o gentuță hâț și cu o perucă care stă bine. Eu nu te cred, Cătălin. Ba da. Nu te cred. Când mi-am făcut ținuta, am ținut cont de ce mi-ai spus săptămâna trecută când am intrat în Ritaci. Și mi-ai spus când am intrat în Ritaci, Corina, aș vrea să te văd cum nu te-am văzut până acum. Corina, toți, da, mi-ai înșelat efectiv toate așteptările astăzi. Eu cred că glumești. Încă cred că glumești. O să văd la final, e posibil să... Ok, nu știu ce să mai zic acum. Dragă, eu sunt previzibilă, într-un mod evident. Nu te-am mai văzut niciodată arătând așa. Arăți superb, superb, efectiv. Unu și doi, mi-a plăcut iarăși acel twist, pentru că te-ai gândit să te filezi pe Nirvana și să duci acest personaj de James Bond, că tu poți să fii fată James Bond. Să duci acest personaj de James Bond, să-l duci într-o cu totul altă zonă. Minunată. Minunată este ținuta mea preferată ever. Mulțumesc, Raluca. Bravo, Corina. Dragă, ținuta este superbă, fără doar și poate. Îmi place la nebunie look-ul tău. Cred că ai poate cel mai bun look al acestei ediții, cu mențiunea că ai și marele avantaj al siluetei. Da. Tu, Elena, Alina, adică vă puteți permite să purtați tipul ăsta de... Pentru că sunt cetățene care poate ar vrea să poarte, dar nu poate să poarte, dar acum asta e, Corina, în viață, nu poți să le ai pe toate. Dați calificative. Da. Hai, muriți. În mod evident. Fără doar și poate, din punctul meu de vedere, Corina, într-adevăr, ai ținuta pe care mi-am dorit-o dintotdeauna de la tine. Era sigură! Este ținuta de pe podium, alături de Elena, dar tu ești pe locul 1. Mulțumesc din suflet, Cătălin. Este foarte frumoasă ținuta, ești foarte frumoasă cu acea perucă, este totul perfect, efectiv. Nu mă omor după geantă, dar totul este perfect. Bravo, Astin. Mulțumesc din suflet, Doamne, trăiesc pentru momentele astea. Felicitări! Te las să te bucuri. Mulțumesc din suflet, nu-ți dai seama, mă bucur, mă conțin. Mă conțin. Nu te conține, nu te conține, Corina. Bucură-te, vorbește cu cei de acasă, dă tuturor din bucuria ta. Voi face asta în continuare, voi da tuturor din bunătatea, bucuria și frumusețea mea interioară. Gândiți-vă la momentul în care v-ați dorit un lucru foarte, foarte tare și acela s-a transformat într-un vis. Gândiți-vă că eu cu aceeași intensitate trăiesc lucrurile aici și dacă vreți ca eu să îmi îndeplinesc un vis foarte mare, votați-mă, căci altfel nu am nicio șansă nouă la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Întrebă pisică, ce făcea la orele de sport în școala generală? La ce sporturi era bună? Eram obligați cum ar veni, da. Nu vreau eu. Eu aveam scutiri, multe scutiri, ceea ce n-a fost bine, dar chiar și așa. Și eu aveam de asta prezint fizicul ăsta în ziua de azi, că am multe scutiri, dar sport, copii ce să facem sport. Când făceam sport, purtam chiloți din aia negri și bluze albe, că așa se purta pe vremea aia. Și ne alergam pe acolo, pe curtea școlii și jucam din ăla, cum îi zice, de face așa. Ai care, vole!
La oină? La oină? Deci cum poți să explici un sport de ăla de face așa? Când am fost mai mare am reușit să fac. Dar când îți doaia vânt să te arunci în nisip. Ah, te aruncai în nisip. De pe loc, care se rupă mai departe. Dar și când m-am aruncat, bă, când am făcut eu o vârstă anume și m-am aruncat, bă, m-am aruncat. Nu m-am aprit nimeni. Uite, asta sunt pe tot. Repede, vă reamintesc și faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gale de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canale.ro.